Bună seara și bun găsit! Sunt Marina Nițoiu și vă aduc informațiile meteo. Începem cu vremea pe continent. În Europa, mâine, vremea va fi frumoasă, cu cer senin în regiunile vestice, nord-vestice și sudice. În rest, norii vor fi numeroși. Precipitații sunt anunțate în sud-estul și estul continentului. Însă acestea vor fi slabe. La noi, în această noapte, așteptăm ploi în nordul țării, iar în celelalte regiuni, pe alocuri, va mai fi ceață. La munte, nordul Carpaților Orientali va ninge. Spre dimineață, vântul o să fie activ. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 4 și 6 grade. Mâine, vremea se va răci în cea mai mare parte a țării, chiar semnificativ în centru, vest, nord și nord-est, dar și la munte și la deal, unde temperaturile se vor apropia de cele normale. În restul țării, valorile vor fi ridicate și vom avea de la 4 grade în nordul Moldovei până la 18 grade în cea mai mare parte a Olteniei și prin Muntenia. În sudul țării va ploua, iar în zona montană vor predomina ninsorile. În București, mâine, deși mai scad temperaturile, tot vor fi ridicate pentru data din calendar. Cerul mai mult senin la începutul zilei se va înnora treptat. Temperatura maximă ajunge, iată, la 14 grade. Duminică, răcirea continuă și vom avea cel mult 10 grade. Iar trecător vor fi posibile ploi slabe. Prima zi din săptămână aduce nori mulți și în primele ore ale zilei precipitații mixte. Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru începutul lunii martie, 8 chiar 9 grade. La munte, mâine se răcește semnificativ. În Carpații Orientali și în Meridionali se vor semnala precipitații sub formă de lapoviță, iar treptat acestea se vor transforma în ninsori. Vântul o să bată cu putere, rafoalele vor depăși 80 de km pe oră, viscolind și spulberând zăpada. Duminică, răcirea vremii continuă și vom avea o zi mohorâtă. La munte va ninge slab, iar în estul și sud-estul țării va ploua. Vântul o să bată tare în Carpații Meridionali, iar temperaturile maxime se vor încadra între 2 grade în nordul Moldovei și ajung până la 13 grade prin Oltenia. Ziua mărțișorului ne aduce atmosferă închisă. În jumătatea estică a țării vor fi precipitații slabe sub formă de ploaie și lapoviță și doar trecător ninsoare. La munte va ninge, iar vântul o să fie nervos. Temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 11 grade. Cam atât despre vreme. Seară minunată vă doresc. La revedere!